Partidul Liberal Democrat reacționează la ultimatumul dat de fracțiunea Partidului Comuniștilor președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti. Potrivit Liberal Democraților, adresarea este o nouă dovadă de atitudine antistatală, antinațională și antisocială din partea PCRM. Potrivit Liberal Democraților, sub conducerea lui Vladimir Voronin, PCRM a demonstrat în repetate rânduri o atitudine sfidătoare față de tot ce înseamnă suveranitate și independența Republicii Moldova. În acest context, PLDM cere comuniștilor să respecte necondiționat instituțiile și simbolurile statului, Constituția și legile țării, să se supună exclusiv legislației Republicii Moldova și să respecte opțiunea democratică a cetățenilor săi de a trăi într-un stat de drept și european. Partidul Liberal Democrat reiterează că integritatea europeană nu are alternativă și este proiectul național care unește pe toți cetățenii Republicii Moldova.